Emmanuel Macron surprinde publicul prin noul stil vestimentar ales, despre care unele voci spun că ar fi inspirat de liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Dacă Macron a obișnuit până acum cu haine elegante, președintele francez a fost surprins în ultimele pauze cu atitudine degajată, purtând blugi și hanorac stil care aduce aminte de cel al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Pozele au fost realizate de fotograful oficial al președintelui francez, imagini care au primit atât reacții pozitive cât și remarci negative. Unii îl acuză pe Emmanuel Macron că noile postări fac parte dintr-o campanie de marketing în care stilul vestimentar a fost ales special, astfel încât să se asemene cu cel al șefului statului ucrainean, Volodymyr Zelensky. În general, francezii sunt adepții rafinamentului vestimentar, președintele francez nefiind o excepție de la această regulă. Însă, de data aceasta, se pare că stilul casual pare să aibă câștig de cauză. Macron a apare la biroul său de la Palatul Elize într-un hanorac închis la culoare în blugi și o tunsoare neglijentă. Noul look al lui Macron este foarte asemănător cu cel al lui Zelensky, care s-a remarcat în aparițiile sale publice de la începutul invaziei ruse în Ucraina prin ținute simple cu hanorace, jachete și tricouri kaki. Astfel, stilul liderului ucrainian pare să fie mult mai practic și reflectă direcția în care Zelensky își concentrează atenția și anume pe găsirea strategiilor care să aducă redobândirea păcii pe teritoriul statului pe care îl conduce. Direcția vestimentară aleasă de Macron pare să fie legată de campania prezidențială care se află în plină desfășurare, la finalul căreia Macron speră să fie reales.